Te-ai pupat vreodată cu Stas? Eu da. Deja m-am speriat, mă gândeam... Răzmina, este adevărat că tu îl iubești pe Stas? Eu te cred, oameni nu plângi, eu te cred. Stas, ți-ai dorit să mergi la o întâlnire cu Jasmina? Bă, da. Nu cumva să mă fac invizibilă. Băi, îl credeți pe Stas? Ție îți place de Taisia. Ai vrea să te căsătorești cu Jasmina? E liniștețu-i! Acesta este detectorul de minciuni. Aceștia sunt participanții, iar aici sunt întrebările voastre. Am mai mult de 60 întrebări provocatoare. Așa că să înceapă provocarea directorul de minciuni. Se promite să fie ceva foarte fierbinte astăzi. Așa că încizeți-vă centurile. Cine are curajul să înceapă primul? Haideți la 1, 2, 3, vreți? Hai! 1, 2, 3! Prima întrebare pentru Jasmina. Jasmina, te-ai certat vreodată cu Melissa? Da. Nu te-ai certat, detectorul a zis cum te-ai certat. Probabil că așa voi v-ați ciondănit puțin așa cu vorbi, dar nu v-ați certat așa să răcniți una la alta, nu? Nu, de pe ce așa? Un piculeț așa, într-un fel ne certăm și după aceea peste câteva minute ne împăcăm. Ok, întrebarea pentru Stas. Stas, tu ești abonat la canalul Jasmina Show? Nu. Asta depinde, e telefonul meu nu, de la pe calculator sau pe telefonul părinților, da. Păi trebuie să spui că da, vezi că ai spus că ai spus minciuni. Păi am spus minciuni? Ai spus minciuni pentru că ești abonat, doar că nu de pe telefonul tău. Așa da. Dar așa, asta se scoate că ești abonat. La general, eu da. Eu deja m-am speriat, mă gândeam, telefonul e ok aici. Ok, întrebare cu Jasmina. Jasmina, ai ceva taine pe care le ascunzi de părinții tăi? Stai să mă gândesc. Nu? Ca să fac greșeală, că zic nu. Ai spus corect, bravo, mami, te-am amicit. Ok, Stas, pentru tine. Stas, dacă ai întâlnit o fată mai frumoasă decât Jasmina, ai lăsat-o pe Jasmina? Nu. Bravo, Stas. Ok. Ok, acum, okay. Așa mai departe, continuu. Dar de ce? De ce n-ai lăsat-o? Unicală! Unicală, da, nu găsește băiatul cuvinte, da? Da. Așa că nu frumusețe te pregunt blad, așa-i? Nu, deloc. Mai ales așa e frumoasă, e foarte frumoasă. Niafna! Da? Mai departe! Mai departe, Jasmina, pentru tine întrebare. Jasmina, tu ai vrea să te tui scurt, 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 așa ca Stas. Opa! Adică așa scurt ca Stas? Scurt, da. Scurt, scurt! Nu mai scurt așa cum la tine, dar... Da, ca Stas, scurt, scurt! Nu! Bravo! Băi, mă încurci ca un crizul băiet, așa din spate vine! Sau nu băietul, vrei să-l știam? Ce ai zis? M-am încurcat? Ok, Stas, pentru tine. Te-ai prefăcut vreodată că ești bolnav ca să nu mergi la școală? Da. Nu. Poate când acum, recent, nu. Dar când eram mic, da. Voi îl credeți pe Stas? Credeți-mă. Sau de când e detectorul? Eu sunt un singur. Sigur o să-i păcente. Continuăm. Jasmina, întrebare pentru tine. Ai făcut vreodată pipi pe tine? Da. Nu? Nu ești sigură. Nu sunt sigură? Nu, adică eu acum n-am făcut, dar am făcut când era mică. Cred că de asta nu sunt sigură. Aha, am înțeles. Mică tot ce-a făcut pampers. Când era micuț. E clar, de ce așa se promit că TikTok a spus că da sau nu, da? Nu ești sigură. Da, asta... Ok, acum întrebare pentru Stas. Stas. Tu ai iubită? Da. Nu ai iubită, Stas. Încă o dată, dublă 2. Ce fel de dublă? Tu nu ai iubită. Tu ești pe cineva, dar tu nu ai iubită. Nu, 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 nu
Asta are detectorul asta spus adevărat. Asta când... Poate, a, nu, iubirea asta când te, e o fată cu un băiat să stârnească și... Țări de mână, ouă! Și... Fa... Nu. Ok, Jasmina, când vei crește mare, ai vrea să locuiești în Londra împreună cu Stas? Ca prieten? Ca soț și soție, poate, nu știu. Da? Eu nu eram sigur. Da, nu era sigur. Nu, a spus detectorul că nu. Poate în Londra, nu mi acolo. Deja am schimbat de Londra, stați va avea stați vrea foarte mult ca să fie adevărat, dar detectorul a spus că nu. Jasmina probabil că când va crește mare, va avea altă gândire și va fi sigură și va vrea să lucrească cu Stas dacă, da? Dacă se vor căsători, da? Dar acum ea nu vrea. Ea nu vrea să locuiască cu Stas că crește mare, așa că detectorul a spus corect. Mămică știți? Da. Da, da. Ce comenzi? Stas! Eu. Pentru tine, ai îndovit vreodată o fată? Nu. Precis. Bravo, Stas! N-ai lovit-o! Băieții, țineți minte asta toată viața, băieții nu au voie să lovească o fată, să iei... Dar fetele au! E o regulă! Ok, hai! O regulă de aur, niciodată să vorbești mâna la o fată, împreună, da? Da. Ok. Jasmina, pentru un milion de dolari te-ai tun de chel, adică fără păr. Da. Nu ești sigură! Poate nu ești sigură! Eu pur și simplu, adică eu și nu vreau să-și că spunea că fac dar mă gândesc că într-un fel eu sunt, eu un milion de dolari și o să pot să fac ceva pentru păr sau să cumpăr ceva pentru rucă, parcă reală, știți? Că sunt oameni. Și părul oricum va crește, nu? Și eu, că părul oricum mă crește. Da. Așa. Așa că... Da, dar cam n-aș vrea. Așa, detectorul l-a spus corect, ea nu este sigură. Stas, pentru tine o întrebare! Stas, ți-ai dorit să mergi la o întâlnire cu Jasmina? Da. Da, Stas vrea! Adică nu am o, cred. Adică să te invite pe tine, împreună să mergi, sunt gata înghețat, doar în doi. Azi eu sunt prea multe filme cu înghețată. Dar ce mă iubesc? Tu îmi parc la plimbare cu unii, la... Eu aș vrea să merg în mall și să mănânc KFC. KFC mi-e bonus, bă, cum! Nu, prea, nu. Ați mâncat cu casă sănătoasă, așa? Nu, normal. Voi sunteți într-un stil de viață sănătos, așa? Nu, să cred că am ca prieteni. Sporti! Ca prieteni. Eu am zis mult teori în mall, prieteni, așa, împreună. Haide să mâncăm! Ok, întrebare pentru Jasmina, tot de categoria... Dragoste! Piața e trist și ne vedem și asta doi spus de voi de-am opit. Stați, formele să mă cheamă! E liniștiți voi! Ok! Jasmina, este adevărat că tu îl iubești pe Stas? Da! Oh, s-a fost un drrrr de ăsta, nu e adevărat, mami! Eu cred că tu nu înțelegi la vârsta asta ce înseamnă să iubești. Ce mă, 12 ani. Eu cred că ție îți place, că tu ții mult la el. Dar nu mă simt că... Că prieteni, că prieteni! Haide! Dar tu nu îl iubești încă, pentru că ești copil încă și nu înțelegi sentimentul de dragoste. 12 ani! Acum vreau să măcar dăm la 18 ani, dăm așa, da. Acum să mă fac invizibilă. Ok, stați! O întrebare fierbinte! Foarte fierbinte! Foarte, foarte fierbinte! Ești pregătit? Nu. Atenție! Stas, ai dat foc la ceva? Da. Nu ești sigur! Ia mă vestește! Știi ce fierbinte? Povestim! La ce dat foc tu? La ce? Nu știu... Un micas? Eram în camping o dată și noi făceam focul și el a luat un băț și a pus și știți că foc. Nu arde, dar așa e oranj. Aha. Și tata, eu ne mintesc că e așa. Așa e istoria ta, istoria lui acum.
tot așa. Chiar am fost, nu, când eu... a venit 2022, asta un vlog mai mult în urmă, am dat drumul pe tăr, adică la artificiul am dat drumul, logic. Tot se coate. Tot se coate foc. Dar dacă acum, nu de mult, în 2023, nu în 2022, așa s-a prins un foc, mare, nu s-a prins ceva. Și ai înțeles? E ușor întrebare. Adică zis că e fervinte fiindcă, fervinte, focul e fervinte. Ha, ți-ai înțeles? Voi. Tot ok, hai, mai departe. Jasmina, întrebare pentru tine. Te-ai pupat vreodată cu Stas? Ui, vezi și cu Stas? Așa, adică... Da. Nu te-ai pupat! Eu sunt de acord cu dansa la 100%! 100%! Așa? Nu! Așa? Asta te-am prea scârbos! Nu că așa... Aici nu scrie așa sau așa? Dar pur nu! Când eu uitam la film și ea cum vezi, eu așa, băi, nu e așa... Ăla chiar că da! Mai departe, continuăm! Îi place de voi! Stas, okay. Pentru tine e întrebare. Întrebare. Stas! Eu. Ai cântat vreodată în baie? Nu. Nu pleci să cânti. Nu e sigur, probabil că ai cântat așa... Gnaită, da, făceai duș. În gând poate, da. Aaaa, despăși! Nu. Nu așa, nu. Pur și simplu predonai o melodie, da, așa. Nu! Poate! Ai văzut, directorul te-a spus, trebuie să te gândești de. Ok, întrebare pentru Jasmina. Jasmina, tu îl iubești pe Marius. Marius? Da. Unchiul. Da, unchiul tău, pe Marius. Ca unchi? Nu. Depinde, stați un pic. În sensul, Nu, da. Ca prieten? Da. Nu e sigură, vezi, deja detectorul nu înțelege da sau nu. Asta depinde ca... Iubitea, tu trebuie să te gândești la unul, la dragoste, ceva de băieți și fată. Tu, el doar e unchiul tău, este rudă cu tine, este prietenul tău. Tu îl iubești pe el ca prieten. M-a rost dacă ți-o uiți acest videoclip, nu ai nimic în mea. Să știi că răspunde la te iubește. Stas, eu. Întrebare pentru tine. Ai furat vreodată dintr-un magazin? Nu. Bravo, Stas! Bravo! Nu am furat. Poate am furat, poate, dar nu țin minte. Dar eu, dacă ne aduc aminte, nu, parcă nu prea țin minte deloc când am furat. De magazin mă duc. Bani, bani, ia, la revedere. Eu cred că asta n-ai cum să nu țin minte sau nu poate cred. Sau nu poate, da nu. Sau nu. De exemplu, eu n-am furat niciodată din magazin. Niciodată din magazin, adică eu sunt sigură că nu am furat. Tu poate te gândești, poate când erai mai micuț, poate ia așa ca copilul. Și poate să nu furați, sau dacă vedeți că cineva fură, păi să lucrați. Continuăm! Întrebare pentru Jasmina. Jasmina. E adevărat că îl iubești pe Stas mai mult decât familia ta. Nu. Wait! Tu te bucuri sau nu te bucuri? A? Tu te bucuri de asta sau nu te bucuri? Eu nu știu. Tu nu știi, da? Tu vrei să... Eu zic, da, hai încă o dată, A, opa, încă o dată, stop, încă o dată. Răspundem sigur. Că îl iubești pe Stas mai mult decât familia ta. Nu! Șo! Sure.
încă o dată, dubla 3! Dubla 3! Fuge! Mami, eu te cred. Eu te cred. Oricum este un, un plasă care se greșește, așa că eu te cred. Eu te cred, mami, numai nu plângi. Eu te cred. Eu înțeleg că ăsta este un plasă ca mică. Tot e în regulă, tot e în regulă. Tot e în regulă. Gata, 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 tot e în regulă, iubita. Tu te râți să plângi, nu înțeleg? Tu plângi cu lacrimi? Gata, eu te cred. Uite, asta liniște, te cred pe tine. Să-i un plasă care se mai greșește, da. Haideți, hai să continuăm. Din când în când. Facem o mică pauză pentru publicitate. Vreau să menționez ceva. Dacă ați fost atent înainte, de, înainte cu câteva întrebări, a fost întrebare, eu am întrebat și a spus, tu îl iubești pe Stas? Și i-a spus că da, te-a spus că nu, adică nu îl iubește pentru că încă nu știe ce dragoste. Așa că, automat, ea își iubește familia și de Stas doar îi place ca prieten. Așa că acest plastic, de data asta s-a greșit. Plasticul e. Continuăm? Gata? Spuneți la loc, continuăm? Da! Amintim că întrebările sunt date de voi. Nu știu de ce cauză foarte mult de curioși, anume de dragoste. Eu am cam ales întrebări, erau foarte multe întrebări și nu prea frumoase, drăguțe, am ales. Dar să știți că este doar un joc. Și luați-o ca atare, nu luați-o ca în serios, da? Da, nu luați-o. Ok, continuăm. Stați, întrebare pentru tine. Ți-ai mirosit vreodată șosetele? Mă, băi, îmi par... Da. Da. Nu ești sigur. Doar a spus că adevăr nu ești sigur. De tot așa da. El a spus că nu ești sigur. Depinde. Eu cred că poți să miroși susetele curate. Când le iai, miros... A, ce? A, da, frate, da. Spălat, plăcut, miroase. Da, da? Când pun ta săptămână în copțăminte. Iubita, pentru tine întrebare. Te-ai gândit vreodată să te lași de YouTube? Nu ai mâncat. Nu. Da, nu te gândi, să spuneam. Aista e scump pentru hater. Vezi, e scump pentru vlogger. Pentru fani. Pentru fani, da. Ce vor? Pentru vlogger. Ok, am înțeles. Stas, pentru tine întrebare. Pentru mine întrebare. Stas, ție îți place de Taisia? Eu nu știu cum asta să o răspund. Răspunde cum îți vine ție primul gând. Ca cum? Ca prieten sau ca cum? Îți place așa ca om, ca persoană, nu știu, poate ca fată, nu știu. Îți place de Taisia? Hai, spune asta nu, apasă acolo, te-ai. Spune că da. Da? Da, ești nesigur, pentru că ai spus nesigur. Da, eu chiar sunt nesigur, nu că nu știu. Tu nu înțelegi întrebarea, adică îți place de ea ca prietenă sau prietenă sau ca persoană de care să te îndrăgostești sau... Ca persoană să mă îndrăgostesc, nu, dar ca prietenă merge. Pur și simplu, era nesigur încă fiindcă Stas se vede cu Taisia doar la filmări și într-un fel mai mult eu prietenesc cu Taisia, așa că da. Dar vreau băcați, bă, așa, ca câinile, ca pisica vă băcați voi, da? Foarte bine! Taisia, este doar de voi! Acum dați câte inimioară în comentarii pentru Taisia. Să vină mai mult și scrie, Taisia, te vrem în filmările cu Răspina Show, te vrem în challenge cu noi, da? Și dacă te uiți acum, trebuie să-l salut. Hai, hai. Acum întrebare pentru Jasmina. Jasmina, ți-ar plăcea să stai 24 de ore doar cu Stas? Nu știu. Da sau nu? Hai, răspunde. Da? A fost poate nesigur. Da, a fost nesigur, că văd un fel. A fost nu! A fost nu! Da, tu mi-ai spus că nu, probabil că tu n-ai înțeles sau... Ai spus un fel de... Ce sens? Adică doar cu Stas, doar într-o... Poate nu într-o cameră. Într-o cameră, dă-te zonă cu Stas. Nici eu nu mă vreau sincer. Dacă sincer. A, în sensul că... Ce să fac 24 de ore cu Jasmina prost într-o cameră? Să nu fac nică! Nu, să vă jucați, să vă dați la film, să nu afada, vă afada, dar prost să-mi stăm într-o cameră, 3 metri pătrați să nu fac nimic, nimic, prost să-mi stăm împreună. Stăm mai mult, stai ce aș stai ce, să știți, vă dați normal. Nu, 24 de ore, mare, să se pierde de timp. Nu, 24 de ore, parcă pur și simplu 24 de ore, trebuie să stau așa.
Nu. Păi trebuie să schimb împreună, puteți să ieși să-mi fac. Da, Victor a spus că nu. Probabil că a înțeles cum ai ținut studiul, așa a spus că nu. Hai încă o întrebare. Întrebare pentru tine. Pentru mine. Stas, te-ai îmbrăcat vreodată în rochie? Rochie? Păi de ce vreau să-mi strână la colegi? Da. Nu e sigur, pentru că n-ai fost într-adevăr sigur, dar eu țin minte că te-ai îmbrăcat la o provocare, chiar da. La provocare, la provocare, da. Eu sunt băiat și tu erai fară și tu te-ai îmbrăcat în dar acasă, niciodată te-ai îmbrăcat în rochea mamei. Niciodată o fust, n-ai încercat așa de niciodată. Mai avem încă puțin întrebări și o să terminăm partea asta, să facem a doua parte pentru ca să nu fie prea lung acest videoclip, pentru că mai avem încă foarte multe întrebări pipărate pentru Stas și Jasmina, din partea voastră. Și parcă mie am pus pur și simplu și ce vreți conflict cu mine? Deci ești gata, iubita? Jasmina, te-a mușcat vreodată un câine? Da. Corect! Unde? Da? Vreau asta să întreb. Unde te-a mușcat? Când acasă la noi era Iuchi, apoi ea venea și se juca și... Te-a mușcat în joacă, da? În jos mă duce. Corect, mami, m-am gândit și eu la asta când te-am întâlnit întrebarea. Minus 1. Stas, pentru tine, următoarea întrebare. Te-ai uitat vreodată la filme de groază? Nu. Nu e sigur, pentru că chiar într-adevăr cum a răspuns, poate spunem că fan stat, am văzut o, prost îmi hai spune pe TikTok deodată, deodată am văzut din greșoală ceva, un trailer? Poate, cred că da. Probabil că s-a calculat și așa. Și-am dat deodată mai departe, pentru că nu vreau să mă interesez de asta. Noi chiar am făcut un videoclip despre filme de groază și ele sunt dăunătoare, da? Acționează foarte mult la psihic. Tu ai memorie, tu ții minte, tu ții frică după ce tu vezi imagini, tu vezi un balaur, tu te temi de orice. Asta acționează foarte mult la psihic. Ok, mai departe, continuă! Nu vă recomandăm să uitați la filme de groază, că te fac foarte mult. Jasmina, ai făcut vreodată un pârț la școală? La școală! La școală? La școală! Tu! La școală, ai făcut vreodată un pârț? Da. Da. Nu am făcut, mami! A zis de două ori da. Posibil. Da, dar... Da. Eu a fost așa momentii. Eu cred că n-ai, dacă a spus că da, vă înțelegeți că... Hai de ok, mai departe. Deci... Ne. Așa, Stas, ai vrea în acest moment să o săruți pe Jasmina? Băi, eu și zbun. Hai, spune-te. După reacția lui Jasmina, nu. Nu azi. Mâini. Corect. Da. Băi, 13 ani, băi, și băi, cu tot. Ai înțeleg 20, 30. Ai fost tot de ghițita Jasmina, de ghițita aplică. Jasmina! Jasmina! Tu așa ai ok, mai departe. Așa, gata, v-ați liniștit pentru că întrebarea asta era de foarte multe ori. Gata. Adică sunteți deja liniștiți, puteți dormi foarte bine. Eu ce sunt auzit. Nu o să vă întoarci pe partea pe alta, o să știți că Stas nu vrea să se ocupe pe Jasmina, da? Adică nu este. Hai, mai dăm încă două întrebări și terminăm partea asta, bine? Mai departe. Jasmina, îți place de vreun alt băiat în afară de Stas? Nu. Da. Ai spus că ai spus minciuni, îți mai place de cineva? Adică îți place ca persoană, ca băiat, poate ca prieten. Prieteni, să știți că copiii ăștia au doar 12 și 13 ani. Da, și pentru ei nu este ceva legat de dragoste. Dacă voi îi simțiți că iubiți, să știți că vă greșiți. Voi nu iubiți, vă place poate. Aveți o legătură față de cineva, dar voi la vârsta asta încă nu iubiți. Adică dragoste dintre băiat și fată. Clar, de ce și Jasmina a răspuns, detector a spus că nu, pentru că ei îi place. El are că foarte mult prieteni care se înțelegi foarte bine și care îi place. Spune, Taisa, da. Melissa, nu știu, și din Ian. Băiat, și din băieți, de băieți, da. Adică Alina, Gabi, ți-ți place de Ian, prietenii tăi, spune, înțelegi? Ok, mai departe. Înțelegi? Așa, ultima întrebare pentru Stas. Ultima, sperăm că așa, mai rezervă.
una întrebare și ca să fim și la capac la partea asta, trebuie să fie o întrebare. Trebuie să fie o întrebare foarte grea, da? Foarte grea. Stas, când vei crește mare, uh-huh, ai vrea să te căsătorești cu Jasmina? Da. Ai nu știu. Sigur și eu am văzut că erai nesigur. Eu încă nu sunt sigur, e căutat încă 20-30 ani, eu nu pot să decid, mă, mamii așa, vă dați seama. E posibil, dar e posibil că nu, dar e posibil că da, eu încă nu. Independență și dar nu doar tu decizi, independență și de ea, dacă ea o să vrea. Corect. Dacă ea o să te iubească, așa că voi sunteți acum ai doar foarte, foarte buni prieteni. Și încă nu se merge vorba acum de căsătorii sau de... Doar prieteni! Doar prieteni! Pum. Pentru că mămica are încă multe întrebări din partea voastră și dacă doriți parte 3 cu detectorul de minciuni, atunci dați multe like-uri și abonați-vă ca să nu ratați această șansă și alte videoclipuri interesante. Și eu vă spun, pa, pa!